Cum să economisesc, să-mi reduc cheltuielile sau care este cel mai bun preț la energie? Ar putea să fie cele mai căutate informații pe internet în 2022 în România. Este efectul incertitudinilor economice și a crizei energiei care ne fac să fim mai atenți la modul în care ne cheltuim banii. În primele 8 luni ale acestui an, căutările românilor pe internet legate de investițiile în aur au crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceeași tendință se observă și în cazul căutărilor legate de reduceri. Informațiile despre tarifele la energie au înregistrat cea mai mare creștere dintre căutările românilor pe internet. În trimestrul al treilea al acestui an, căutările despre facturile la energie electrică și gaze naturale au crescut cu 70% față de trimestrul anterior. Ne aliniem la trendul global. Creșterile sunt de procente mai mici, poate chiar jumătate, versus ceea ce vedem în Europa, unde au crescut și cu 180%. Românii folosesc internetul pentru orice. Este foarte important în ziua de astăzi să vedem cum se economisește, pentru că piața energiei a scumpit toate prețurile și trebuie să căutăm diverse soluții. Chiar găsești orice, dar sursele trebuie să fie întotdeauna multiple, nu doar una, și să aibă numitorul comun. Sociologii spun că în situații de criză oamenii caută soluții rapide, iar internetul le oferă cu un simplu click. Caută lucrurile relevante pentru momentul actual. În general, în momentele în care lumea, umanitatea, traversează momente complicate, oamenii încearcă să găsească metode prin care să se adapteze la condițiile respective. Economiștii spun că internetul poate fi un instrument util, dar trebuie folosit cu rezerve. Inflația a venit ca un duș rece pentru mulți dintre români și au văzut economiile și au văzut salariile erodate de aceste creșteri de prețuri. Românii au învățat să folosească comparatoarele de prețuri și mai ales au învățat să cumpere online. Internetul este o foarte bună sursă de informare, dar nu neapărat cea mai corectă și foarte mult fake news. Întotdeauna oamenii trebuie să intre mai în adâncime după aceea și să caute realitatea. Și pentru că sunt mai chipzuiți, în ultimele luni românii evită să-și cumpere vacanțe, case sau mașini și chiar renunță să mai iasă în oraș cu prietenii.